Temperaturile scăzute au transformat ploaia în fulgi de zăpadă. Deși oficial mai sunt 2 luni până la venirea iernii, în mai multe localități din România a nins ca în plină iarnă. Din cauza zăpezii, circulația pe Transalpina și Transfăgărășan a fost restricționată. Ninsoarea a dat peste cap traficul pe Transalpina și Transfăgărășan. Traficul a fost restricționat pe Transalpina între Rânca și Obârșia Lotrului, unde în unele zone stratul de zăpadă măsoară 5 cm. Șoferii care vor fi prinși circulând pe Transalpina fără să aibă mașinile dotate corespunzător pentru condițiile de iarnă vor primi sancțiuni cuprinse între 9 și 20 de puncte penalizare și se vor alege cu reținerea certificatelor de înmatriculare. Este iarnă în toată regula și la Bâlea Lac, unde stratul de zăpadă ajunge la 15 cm, iar temperaturile au înregistrat valori negative. Circulația se desfășoară în condiții de iarnă și pe Transfăgărășan. În urma ninsorilor care au căzut în ultimele ore, stratul de zăpadă depus măsoară pe alocuri 8-10 cm. Salvamontiștii sfătuiesc pe șoferi să nu se aventureze pe Transfăgărășan decât dacă au mașina echipată corespunzător cu anvelope de iarnă, lanțuri antiderapante, lopată și nisip. Și în pasul Tihuța, iarnașa a intrat în drepturi. La granița dintre Ardeal și Moldova a nins miercuri dimineață pentru prima dată. Temperatura nu trece de 0 grade și în unele zone s-a depus deja un strat de zăpadă.